Bună, dragilor! Astăzi vin cu o prăjitură foarte interesantă, o prăjitură sănătoasă, nu are zahăr, nu are făină, are o textură cremoasă, cu nuci, mai exact cum am pregătit-o, urmează să vedeți. Vom începe această prăjitură inițial cu fructul de cocos, cu nuca de cocos, că nu este un fruct, este o nucă. Un ciocan. Se merge în el și se bate ușurel, de jur împrejur. Se insistă din loc în loc. Nu insistăm foarte puternic din prima, ușurel. Inițial am uitat să vă zic, sus în capul nucii, avem trei găuri. Se găsește una care este cea mai moale, uite, Radu mă completează, și se scoate sucul de nucă. Apoi mergem mai departe cu ea să o spargem. Deci inițial se scoate sucul din ea. Acel suc este foarte bun, îl beți, este foarte sănătos. Uite ce bine se ține. Ăsta este mezul și mergem mai departe. Vreau să o sparg în jumătate cu ajutorul unui cuțit. Așa. Și acum trecem să curățăm coaja. Nuca mea nu era foarte coaptă, atunci când este coaptă, iese din coajă direct, fără această membrană. Dar mi-a dat de lucru. Acum ușurel am să o curăț. Ca să curăț membrana, cuțitul era prea greu și o dau prin răzătoare. Dar un pic primul strat așa și se curăță foarte ușor și rapid. O idee că curăță mai rapid așa. Deci nuca de cocos am tăiat-o în bucăți, peste care adaug, eu am aici avocado mai mic, deci un avocado mai mare sau două mici, cum în cazul meu, deci eu pun două mai micuțe. Important să fie foarte bine coapte avocado, să fie moi, atunci când le puneți la acest desert, avocado trebuie să fie copt, ca să obținem crema aia așa cremoasă. Așa, următorul pas, adăugăm 200 de grame de nuci casio. Sau puteți pune orice fel de nuci doriți. Eu astea, mie îmi plac nucile astea, așa am ales. Mai adăugăm 300 de grame de stafide, eu am să pun 100 de grame de stafide negre și 200 de grame de stafide normale. Și acum toată compoziția o punem în vasul de la blender. O să le mixăm. Mergem cu ele să le mixăm. În momentul când mixăm, eu vă recomand, ca să nu omoriți blenderul, să puneți un sfert din compoziție și adăugați rând pe rând. În cazul în care cocosul nu este bine copt, ca în cazul meu, mai adăugați și 100 ml de apă. În compoziție adaug și 200 ml de ulei de cocos. Este untul vegetal. Așa. Și mai pun și 10 grame de cacao. Și acum vom mixa și cu aceste ingrediente.
pregătim o formă în care dorim să punem acest desert și o îmbrăcăm în folie alimentară. Apoi toată compoziția o punem în formă și merge la congelator pentru 3 ore. Scot-o din congelator, îi scot folia. La mine a stat mai puțin de 3 ore, cred că, nu știu, cam o oră jumătate, 2 maxim. Cred că 2. Și acum o porționăm după cum vă place, se porționează. Să-mi fac de curios de gust. Te asigur că e ceva foarte bun și sănătos. Asta e cel mai important. Noi suntem acum la un detox în casă și nimeni nu consumă carne, nu consumăm zahăr și nu consumăm nici carbohidrați. Dar eu sunt o amatare de dulce și lucrul ăsta cam mă ține așa legată. Și am făcut un desert sănătos, fără zahăr, fără carbohidrați. Pentru decor folosim un pic de cacao. Și în felul acesta am servit o prăjitură foarte gustoasă. Eu vă recomand cu drag, dacă sunteți în perioada dietelor așa cum suntem noi sau nu consumați zahăr, nu doriți nimic cu făină, vă recomand să pregătiți genul acesta de desert.